Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast 2019 Rewind. Am petrecut foarte mult timp în ultima vreme uitându-mă la ce podcasturi am tras anul trecut. Foarte mulți invitați super mișto, foarte multe discuții interesante. Am făcut un fel de compilație cu faze din ce s-a întâmplat anul ăsta. Mi s-a părut extraordinar că m-am ținut. Nu mai așteptam niciodată să fac două podcasturi pe săptămână atât de consecvent pe parcursul anului. Nu mă așteptam să vin atât de multă lume mișto la podcastul meu. Super tare, fraților. Scuzați-mă că v-am întrerupt. E adevărat, m-am uitat peste podcasturi și chiar întrerup oameni. M-am uitat și chiar zic foarte repede cumva. Dar cumva trebuie să scap și eu de chestia asta până la urmă. Sper acum în 2020. Și sper să vă uitați la chestia asta pentru că din nou am petrecut foarte, foarte, foarte mult timp să o fac. Așa că mulțumesc tânărului Sergiu, mulțumesc tânărului Remus, mulțumesc tânărului Cristi, tânărului Tibi chiar. Și da, enjoy, sper să vă placă. Ne vedem în 2020 cu probabil alt studio, nu încă, dar în lunile imediat următoare, alt studio, probabil alt tricou. Și da, enjoy. I-am dat aici, i-am dat... Hey, stai așa. Și atât, dă-i rec și acolo. Da? Da. Îl las un pic și ca să înregistreze sunetul de pe fundal și după aia poți să ștergi sunetul ăla de pe fundal. Fie? Să facem o schemă de asta. Bun. Bună seara! E ok, eu pot stai partea asta. Bună seara și bine ați venit la primul episod din podcastul al cărui nume o să-l pun în curând, pentru că nu m-am hotărât încă la ce nume să-i pun. Da, hai să-i dă drumul. Ok, nu știu dacă mă văd, dar... Nu e, rulează. Da, ok, nu știu dacă mă văd, dar ăsta e primul episod din podcastul meu, care se va numi Casual Friday Podcast, pentru că azi e vineri și alt nume mai inteligent n-am găsit. Fix, te arată târâtură de bambu, nici măcar târâtură de nuba, știi? Târâtură de bambu, de aia trecută de 35 de ani. Am încercat să dau la un moment dat follow lui Mircea Badea, lui Olguța Vasilescu, lui toată lumea care... Hai să pic în extrem. Poftim? Am mers un pic în extrem, da. Ideea... Aici e problema. Bă, cât hassle așa să fii, să... Da, e, facem, luăm, mam. Da, exact. Contează să te simți, mă, asta contează. Eu, de exemplu, aș putea să fiu transexual gay acum, dacă eu în sinea mea m-aș simți femeie și aș spune la toată lumea că I identify as a woman, și aș continua să mă văd cu femei. Deci, efectiv, eu sunt un transexual gay, acum, dacă vreau. Wow. Ce mai faci, Mihnea? Mulțumesc. Mă bucur foarte mult să vin în emisiune, să am plăcerea de a vorbi publicului care m-a solicitat să vin, să zic așa. De ce crezi că te-au solicitat? Ei, de ce m-au solicitat? Evident că eu am spus sigur că am... Că doar m-a apucat să-mi dă impresia de 5 minute. Adică, da, am mulți jucători. Exact, sigur că am, găsesc. Și am închis. Și acum stăteam și realizam ce prostie am făcut. Și că omul ăla probabil așteaptă să îi dai ceva. Dai seama, da. Și bă, mă mai sună soare. Și mă gândeam ce fac. Da, mă, și știind toate chestiile astea despre pumă, cât de mare e, cât de mult aleargă, cât de astea, ai provocat vreodată vreo pumă? Nu, adică eu n-aș alerga până în locuri în care scrie, nu știu, vaci. Normal că nu, frate, acoare, pentru da... că tu ești comedian și tu ai provocat râsul. Bă, jur că am pregătit de asta. De la început, cred că a scris-o aici. Da, suntem chiuat aici, mulțumesc. A fost George Bonea. L-am aici cu mine pe Matei Ladea. Ce faci, Matei? Bine, mă bucur de canapeaua ta oranj. Un fel de Halloween în fiecare zi. Cam ăsta e talentul. Cam ăsta, toată lumea vine pentru canapeaua asta. Prima dată, dacă nu știu, te iei la bătaie cu cineva pe stradă, se întâmplă ceva de genul ăsta. Nu sfătuiesc pe nimeni, sfătuiesc mereu să fii în autoapărare. Să aibă cuțit la ei.
Da, sper că nu. Există o regulă, dacă eu sunt programat la tine săptămâna asta și nu vin și nu anunț, tu trebuie să plătești chestia asta. Dar, spre exemplu, dacă n-am apucat să anunț, dacă n-am apucat să anunț pentru că, nu știu, am avut, mi-a fost foarte rău sau am un motiv legitim, nu iei omului banii odată de două ori. Aici nu, e totul, totul influențează, înțelegi? Pentru că ăștia, dacă ăștia nu vii la programare, Sergiu, cum se întâmplă? Dacă și, nu vii la programare, galben. Deci pentru ce ne dăm jos din pat dimineața să go get that bread? Mă, eu una mă dau jos din pat pentru simplu motiv că vreau să las ceva sau să schimb o mentalitate. Cât se poate... Pe fost podcast. Puțin cât... Da, asta mai face. O zic așa să fac nunții la noi, când am văzut, de fapt, că am fost, am și cântat la, am prestat pe la niște nunți și am observat... Deci ai cântat la nunți, frate, la soșa. Bă, lumea că la nunta la care am observat cel mai bine chestia asta cu cadourile, că am văzut, eram fix acolo. Dar era o nuntă la care m-au invitat niște oameni pe mine să cânt manelele mele și piesele mele, știi? Mamă, frate, și eram într-un sat din ăsta, nu știu unde, unde era, în Călăraș. Ceva și era tot satul acolo, frate, de la nunta aia, tot cu primarul, cu ce vrei, cu mamă, și se uitau aia la mine, zic că n-am, nu eram pentru ei. Și, nu știu, am încercat aia, s-au luat de mine, s-au și luat de mine, și am zis că le-am zis și la primar și la toți, le-am zis, lasă-mă în plan să fac treaba aici. Păi și tu ai descoperit pokerul când erai la facultate, că nu mai știi exact când s-a întâmplat. Nu, pokerul l-am descoperit cu ajutorul tău, Milogule. Nu știu cum. De m-a făcut colega asta să mă duc eu să iau carnea de unde, să mă întâlnesc cu ea undeva să-mi dea carnea. Și unde? Unde? La zețarilor. Asta este în capătul tramvaiului Inferentari. Eu nu mai fost niciodată acolo, deși școala era prin partea aia, ajung acolo. Mișto tot ăla, mie îmi plac chestiile astea. Și băi, frate, de ce face asta porc bagajul? Băi, era plin cu carne, era jumătate de porc tăiat, picioare, bă, căpățână. Ți-a dat căpățâna? Bă, deci era... bă, nu cred, ți-a dat căpățâna. Deci era ce vrei tu acolo? Eu în momentul ăla am avut o cădere nervoasă, nu mi-a venit. Serio? Să cred. Erau boți ei, azi întrebau între ei, bă. Bă, ce-a pățit tot? N-a verificat Facebook, n-a verificat nimic. Da, pe de o parte e nașpa, dar pe de altă parte sunt și multe avantaje. Da, uite, toată viața e mai ușoară. Da, toată viața e mai ușoară, știi exact ce pornache vrei, da, nu trebuie să cauți. Când te-ai uitat ultima oară pe pagina a doua de pe pornache? Serios? Pagina a doua. Adică intri pe un site pornache și te obicei... Adică îți dă direct videos you might like. Da, videos mai like. De unde știi, frate? Ai fost acolo cu mine. Eu am o problemă, mie nu-mi recomandă greșit mereu și mă enervează. Păi cum, mă? Păi hai să-ți explic cum e. Probabil m-am uitat... Intri pe incognito? M-am uitat odată... Pe lângă că mai intru pe incognito. Mai intru. Odată. Când ești așa... Când ești rebel. Bă, vreau ceva nou acum. Intru pe incognito. Când vreau să fiu îndrăzneț, intru pe incognito. Na, de când a început și femeia să-și ia un job și să plece în lume și asta, e clar că nu îi mai poți impune aceleași standarde pe care le-au avut femeile care stau doar acasă cu copiii și făceau. Pentru că, practic, de acolo vine treaba. Eu, bărbatul, pater familia, să mă duc în mină, îmi rup capul pe acolo noaptea, 12 ore pe zi, whatever, îmi stric degetele și ochii și tot, și vin acasă și e gen... Casa e cu susul în jos, nu e mâncare, normal că o bați, frate. Nu mai se poate să spui asta. Da, când ai atâta pornografie la liber pe net, parcă... Da, nu mai apreciezi. Nu mai apreciezi. Da, da, da. Unde sunt pixelii de altă dată? Da. Ziceau ăștia că display-urile la telefon au început să se mărească în momentul în care oamenii au descoperit că pot să-și bage pornografie pe telefon. Probabil pentru asta au ajuns. Da. Nevoia asta a făcut tehnologia asta să evolueze. Așa cum la un moment dat cred că Bernie Sanders spusese că în București netul este cel mai, e mult mai bun decât la noi la state. Normal, pentru că București e capitala mondială a videochatului. Toate femeile vor să fibră. Transmită, trebuie fibră, frate, da, ca da, să da. Poți să încasezi dolărelul gras și atunci, bineînțeles că internetul bubuie. Am colegi care își doresc
Serios? Da, unul dintre colegii mei era topit după o luptătoare, nu mai știu din ce țară era. Era o urecheată, Doamne, provineam săraca fată. El era topit, mai când o vedea cu urechile alea, zicea, mamă, ce tare e, ce tare e. Zic, bine. That's a weird fetish, man. Da, zic, ce poți să mai da. Zici? Da, chiar, tu, prietenul tău e luptător? E antrenor de jiu-jitsu, da. Ah, normal. Și are urechi din alea? Mai rău. Îi vezi tu și comentezi mult atunci. Că... Dar o chestie observată, nu, în general, nu prea arată bine comedianții. Nici la noi, nici la... Cu cât arăți. De exemplu, tu nu prea ai aspect de comediant, așa. Oh, ești bine făcut, mersi. Frumușel, nu, oh. nu te văd să ai succes în asta. Da, o să tai clipul ăsta și eu o să-l pun. De ce nu o să am succes la stand-up? Explică puțin cum ne-am cunoscut noi. Ah, stai puțin că mai întâi te-am cunoscut eu pe tine. Okay. A fost așa ca un love story de ăsta, un stocăreală din asta, știi? Că, cum aveai tu blogul tău din liceu? Hai, zic că știi. Zic că știi. Așa, bine, stai să luăm de la capăt. Deci eu sunt din Calafatul, din Motru. N-aveam cum să ne cunoaștem atunci fizic. Nu. Și nu, căutam și eu. Skin of the Dick și era cumva, era ceva Blogspot sau nu știu ce era, Skin of WordPress.com, da. Și nu mai știu cum am căutat și eu iritație la pulă ce căutam eu prin 2009-2010 și de ce căutam eu chestia asta. Nu se știe de ce căuta, era interesat de aspectul medical. Da, și piața din România, piața sau presa din România, prea avea articole despre ce căutam și a scris în engleză, hai mă să mergem pe engleză, poate specialiștii britanici au ceva articole și am scris Skin of the Dick, pam, al doilea acolo, Skin of the Dick blog, un blog despre toată treaba asta. Mă, și dau aici de băiatul ăsta care scria acolo. Nu știu, așa te-am urmărit până... Deci povești. Ai rămasat așa. Deci practic n-ai găsit ce căutai, nu, dar ai găsit ce ceva mai bine. Da. Nu ce căutam, am găsit ce aveam nevoie. Ce aveai nevoie. Exact. Ce nu știai că ai nevoie, dar aveai. Da. Bă, da, toată lumea zice că, mamă, că viitor o să apară mașini zburătoare și că o să fie super tare. Frate, deja există mașini zburătoare, se numesc elicoptere. Doar că ești tu prea sărac să ai. Exact. Nu e o problemă. Avioane există. Nu e o problemă că nu avem tehnologia necesară. Avem, dar nu e foarte practică pentru că face mult zgomot, n-ai unde să parchezi, n-ai unde să o aterizezi. Tocmai. Nu... Na, consumă mult. Eu nu știu, nu m-am gândit la chestia asta cu stepsista. Se poate să fiu mai diferit de majoritate. Dar ideea e că eu cred că se funcționează altfel. Așa. În momentul în care ai un stepsister, devine, ai o fantezie pentru că știi că e interzis. Nu cred, frate. Adică eu, toată lumea pe care știu că se uită la pornache de genul, nimeni n-are nici măcar frați. Da, băi, step brother. Victor, ai frați, surori? Am soră. Și te uiți la astea? Nu. Păi vezi. Dar e soră bună. Mă rog, soră naturală. Da. Soră bună. Ați vrea să profesați afară? Vă tentează chestia asta? Ai, în primul rând, presupun că toți vreți să vă faceți avocați, nu? Cred că da. Poftim? More or less. Cum adică... more or less? Eu anul viitor vreau să plec la master și să mă hotărăsc exact dacă... Unde pleci? Aș vrea în Olanda, încă acum o să urmează să aplic, în Amsterdam. Da, și în principiu da. Așa. Eu să vă chem pe la mine. Da. Ce ai să le spui... oamenilor de vârsta mea, prietenilor, copiilor, tineretului. Mamă, să fie mai exigenți cu viața lor, să-și organizeze de așa fel viața, să nu desfrâu toată ziua și că nu Dar puțin desfrâu merge? Ha? Puțin desfrâu merge? Puțin, dar nu mult. Nu mult. Și... vezi că toate sunt pe la una. Ți-am mai spus eu ție. Da. Credeam că mănânc... Zi, mama, orice cuvânt poți să folosești. Credeam, mă, că spunea un om bătrân, credeam că o mănânc cu dinții. Dar m-a mâncat ea pe mine, mă, m-a mâncat. La ce te referi, mama? Așa, mă, așa. Așa era atunci, mama, dar pune legătura, n-avei cum să...
ții legătura, că nu era telefon, nici atunci prin scrisuri. Și v-ați găsit și te-ai bucurat că-l vezi? M-am bucurat că l-am văzut, dar n-am stat mult de vorbă și n-ar. După aia a fost și ne-am căsătorit și așa, și pe urmă el a început cu scrisurile, cu femeile, că așa îi plăcea lui, știi, cu scrisuri, știi? Cu alte femei? Cu alte femei, da, mamai, da. Așa de la început? De la început, mamai. Eram gravidă cu mami tu atunci, așa, când el deja scria scrisori în casă și așa. Eu spărgeam la lemne în curte. Eu spun adevărul că așa este, ce zi eu numit. Oh, ce bărbat ca lumea, mama. Și zic bine, când m-am dus, el scrisese una, pusese jos, scria pe alta, pusese și pe aia, ce faci? Aia că venea aici la poștașul din seara, aducea poștașul câte 7 scrisori deodată. Că așa, cea că nu, păi cu asta mă distrez și eu, zice. Da. Dumnezeu era ca acum, mai așa e, televizoare, telefoane sau da, mai așa. Să distrag cu asta. Aș fac și fetele. Uite, cu mașina la gură. Aș fac și fetele cu noi, că noi scriem mesaje pe telefon și se uită mesajele noastre și noi trebuie să facem cu telefon. Da, așa. Așa făcești tot aia. Te duci la sală, faci sport, așa văd eu, pentru sănătatea și pentru bunăstarea ta. Sportul produce endorfine, devii mai fericit, ești mai, mai multă încredere în tine, în staff. Da. Dar, dacă tu ajungi să arăți într-un fel și să fii la 6-7% grăsime pe corp și să-ți fie viața foarte grea, că e foarte grea viața acolo, chiar imunitatea scade, energia ta scade, dar tu arăți extraordinar. Aici intervin niște, practic, eu așa le văd, frustrări din copilărie cumva, că poate ai fost bagiocurit, poate ai fost mic, poate n-ai arătat bine și acum cer să te menții acolo unde e destructiv pentru tine doar ca să arăți în exterior că ești extraordinar. Și eu încerc să demontez și să distrug chestia asta, că mie mi se pare că sportul ar trebui să te ducă acolo unde tu cu tine te simți cel mai ok. Da, sunt de acord cu asta. Vrei să fii un pic mai grăsuț? Fii un pic mai grăsuț, dar fii energic, da. Fii sportiv, condiție fizică, fericire, te treci dimineața, sari din pat, vrei să ai brațe și piept? Du-te, frate, și fă doar brațe și piept. Eu mereu am mers pe premisa asta, că îi vezi pe toți că judecă, mă, n-ai picioare, nu faci picioare. Păi, don't care. Eu vreau brațe și piept, asta e ceea ce îmi doresc eu. Ce mi-ai adus aici? Că văd că mi-ai adus un whisky. Mi-am adus mie. Am zis să nu te stresezi, să-mi dai de băut, mi-am adus de acasă whisky-ul. Că m-a apucat nebunia cu astea afumate de ceva vreme și am început să... E nasoală treaba asta, mă, cu afumatele, că sunt mai interesante. Ți le aduci de acasă. Da. Sunt mai interesante și după ce bei din astea afumate nu prea mai... par interesante alealte, știi? Aoleu! Serios, e panică, e panică. Deci tu, practic, ți-ai făcut un meal prep-ul alcoolicului aici, gen cum merg culturiștii cu mâncarea după ei în caserole, așa ai venit și aici. Și cum am văzut și ăștia, echipe de fotbal care vin cu bucătarul cu mâncarea după ei, la fel și eu sunt, da. Nu duc încă destul de bine să merg cu barmanul după mine, dar acolo vreau să ajung, știi? Să vin cu un băiat care să, da, știi? Noroc. Sănătate, Alin, bine te-am găsit în Crângaș. Deci primul subiect pe care voiam să-l discutăm. Ok, au adică pierdut, dacă nu m-ai chemat la tine la podcast. Au pierdut PSD-iștii total contactul cu țara, cu poporul și a luat la micul alu Carmen Dan bătaie. Ei, despre asta pentru mai am uitat să menționez că în seara asta tânărul Sergiu lipsește și suntem alături de tânărul Cristi. Salut, Cristi. Salut, Alin, salut, Teo. Tu ai și un mic Jamie. Am tânărul G, alo. Ce tare. Nu, dacă îl fac Joe Rogan, săracului să fie până la capăt. Corect, frate, corect. Păi și cum te-ai băgat? Cum ai ajuns? Păi... tu care nu ești actor să te ia de pe stradă și să joci trufilul cu Steven Seagal. Da, păi când am venit în București, m-am angajat la un call center și câștigam 12 milioane. Dar n-am stat, am stat 3 săptămâni. Măcar că pe engleză? Da, engleză. Și m-am gândit să mă înscriu la toate agențiile de casting. Mai prind o reclamă, mai și mai fac un ban. Și primesc telefoane în continuare pentru spoturi, pentru film, dar am început să devin selectiv după o perioadă și am zis, da, Seagal, cum să nu? The fuck, man? Da, e depus în portofoliu. E, și ei ce au zis aici la un moment dat într-un Crăciun, când era ea mică, ea își dorea o păpușă Batman.
Păpușa Batman. Da, și i-au zis că dacă vrea păpușa aia Batman, trebuie să 2 săptămâni în fiecare seară să se roage în genunchi la geam sau o chestie de genul ăsta și să ceară păpușa Batman lui Moș Crăciun. Și el se ducea și făcea chestia asta și este stăteau acolo și râdeau. Îți dai seama cum să faci asta unui copil și să-l vezi că se chinuie, că el vrea păpușa aia Batman? Și dacă nu se ducea la oră fixă și nu știu ce, nu venea păpușa Batman. Ea încă mai are păpușa aia Batman acasă. Tu îți dai seama că ce traumatizat a fost. Cred că au existat în actuala Bosnia tabere de viol înființate de sârbi. Cum și ce tabere de viol? Da, o întrebare bună. La sârbi, ei consideră că etnia unui copil este dată de tată. Așa că ei și-au făcut un scop din a ucide bărbații bosnieni care erau musulmani și de a le strânge femeile cu miile, de a le duce în niște lagăre, unde soldații sârbi le violau în mod sistematic ca să le lase însărcinate să facă copii ce urmau să fie sârbi, urmând astfel să distrugă cu totul seminția bosniecilor musulmani. Okay. Să rămână doar sârbi ortodoxi. Ca așa câștigi un război. Un lucru super creștin, de altfel. Un lucru super bine. Bă, dacă mergi la origine, adică dacă iei până în Vechiul Testament, da. Old God approves. Chestia e că creștinii se supără dacă le invoci Vechiul Testament. Da, e ca și cum ai invocat Vechiul Cod Civil, frate. Apropo de regie, am fost fană sportul studențesc când eram mică, în clasa 7-8-a, chiuleam cu colegii de la școală și mergeam, era Dan Petrescu antrenor și era așa zis gașca nebună. Și mergeam, deși biletul era foarte ieftin, îți dai seama, 2 lei, nu știu cât naiba era. Noi aveam o gaură pe care intram, pentru că era așa ceva, era ca o aventură. Și știu că odată am chiulit de la fizică și m-am dus la meci și am ajuns acasă. Și mă întreabă tata, și unde ai fost? La școală. Și păi eu te-am văzut pe TVR2. Da. Adică dacă vrei să faci chestia asta, trebuie să iubești meseria, nu ce vine cu ea. Foarte mulți se gândesc la vreau să fiu faimos, vreau să mă știe lumea. Dar problema e așa. Succesul este rezultatul faptului că ești foarte bun la ceva. Nu e un scop. Am învățat asta. Am învățat asta și prin experiență proprie și mi-a fost și anunțată propoziția asta. Adică mi s-a spus așa. De către niște oameni în a căror opinie am fost deștept să am încredere. Ei, și atunci când înțelegi că succesul este rezultatul faptului că ești foarte bun la ce faci și nu un scop, pentru că dacă e scop, e cele mai proaste decizii să-l obții cât mai repede, tai colțuri, faci căcată, nu știu ce. Excelent! Aveți întreținere acum? Nu. Spune-i domnului vecin. Ce s-a întâmplat? Vreau să văd pe tine. E urgent, puteți să reveniți? În 20 de minute, ok? Nu, de ce? E o mașină care te-a targetat. Nu vreau să să-i pun pauză. A zis ceva? O să revin. Deci, acum ai fost targetat o mașină, da. Dar a venit administratorul, bă, deci reține că psihologia umană e... Da. Cine? Discutam cu Sergiu la podcastul de dinainte pe care l-am făcut. Noi nu avem un cuvânt pentru bullying, frate, în român. Da, am auzit chiar ieri dimineață la radio, vorbeau la radio și tot așa ziceau că băi, și cum îi zicem asta, hărțuire, cred că hărțuire. Dar n-am folosit, frate, niciodată hărțuire când eram mic. Da, nu știu, am hărțuit pe cineva. Am hărțuit, da. Plus că na, la hărțuire când te gândești primare, te gândești la hărțuire sexuală. Da. Da, explică-mi cum comentezi faptul că tu la 50 de ani, apropo la mulți ani, mersi, ai mai mult păr ca mine și mai des și nu e aproape deloc alb. Explicații sunt multe, cea mai simplă e să o întrebi pe măta. E că dacă mi se pare că nu ai cum să ajungi artist, frate, dacă ai viața ok. Nu, mi se pare că ce spui nu e neapărat adevărat, dar... ai nevoie de puțină dezamăgire în viața ta. Adică probabil eu cred acum că ai suferit dezamăgiri, dar nu le-ai conștient, nu le-ai trăit, că sunt nasol de trăit. Bă, știi? Evident că adică... am avut dezamăgiri, dar nu mi s-a părut că a fost ceva iremediabil sau ceva grav. Când trăiești o dezamăgire din aia profundă, e ca și cum, nu știu, s-ar sparge un baraj în tine, știi? Și e o experiență chiar catarhică, dacă nu te dezintegrezi odată cu ea, știi? Pentru că dacă n-ai o structură psihică îndeajuns de rezistentă, poți să te
deșiri complet și să nu te mai adun niciodată. Tu știi că la noi, la înmormântări, se plătesc femei să plângă? Ai auzit de chestia asta? Am auzit, am înțeles că și în Africa se cultivează chestia asta. Am înțeles. E un job de viitor. Dacă moare lumea, nu? Un job de viitor, deci... N-ai cum să rămâi și eu merg. Da, mai ales în Africa. Că în România nu știu câți oameni mor pe zi, dar eu am fost șocat să văd prin orașul meu, de exemplu, la un moment dat, erau peste 100 de morți pe săptămână, ceea ce este enorm. Cum își aleg medicii specializările? De exemplu, ok, să zicem că neurologia sună bine, interesantă, da. Văd cum cineva ar putea să-și aleagă asta ca o carieră în viață. Pe de altă parte, ce fel de oameni își aleg proctologia, de exemplu, sau ce fel de oameni își aleg, nu știu, chestiile astea mai, na. Mai asta e o întrebare bună. Nu știu ce să zic. În principiu, noi în facultate trecem prin toate stagiile de pregătire, mergem și vedem în principiu cu ce se mănâncă fiecare specialitate și în funcție de asta ne alegem ulterior ce sună vrem să practicăm. Ca o alegere proastă de cuvinte cu ce se mănâncă proctologia. Da, da, e o alegere nefericită. Deci tu zici că o să-l bată ăsta Khabib. Da, Khabib, clar. Cred că nu o să-i dea nicio șansă, sincer. Cine îl bate pe Khabib până la urmă? Îl bate cineva? Se retrage neînvins? Trebuie să fie... Nu, sigur o să apără cineva. Dacă nu o să duc acum următoarea perioadă, în câțiva ani poate ajung eu pe acolo. Să sper. Da. Ideea e că trebuie să vină cineva foarte pregătit fizic, uh-huh, care să fie foarte bun și pe partea asta de mental, să nu cedeze, tot timpul să stea cu presiune și să stea la bătaie cu el și să fie și pe sol, să știe să iasă bine. Cred că totuși sus ar trebui umblat. Da, sus. E clar că acolo are vulnerabilități. Da, și un pic pe finalizare. Adică să uite, spre exemplu, dacă mă întreb pe mine, mi se pare că Ferguson, mm-hmm, e cam, da, le cam are. Deci regulile. Deci până la urmă orașul ăsta de studenți este ca în American Pie, ca în filmele americane, gen se întâmplă chestii pe acolo. Adică sunt gagici care și arată țâțele, că eu pentru asta voiam să merg, dacă voiam să merg în America. Cu asta am crescut, mă aștept ca asta să fie acolo. Chiar da. Chiar da, nu? Da. Așa, deci, că să învățați carte. Deci, dacă... Mă rog, la drept e altceva, pentru că la drept sunt oameni care sunt puțin mai în vârstă, pentru că trebuie să ai un undergrad, adică licența noastră de 3-4 ani, după care de-abia mergi, după asta mergi la drept și mai faci încă 3 ani de drept. Mm. Și mulți dintre colegii mei erau căsătoriți, mai lucraseră încă vreo 3-4-5 ani între ca să-și mai strângă bani de taxe de școlarizare. Și nu prea mai aveau chef. Școala de drept era undeva așa pe marginea campusului și nu prea aveam treabă cu studenții ăștia nebuni, dar când zic nebuni, regie și alte părți de prin București, nu se compare. Da, regie nu e nebunie. Adică, mă imaginez că gagicile de la drept sunt mai serioase în ce privește asta, e că te pun să semnezi un NDA înainte să te arate țâțele la un party. Nu o să comentez că e destul de adevărat. Okay. Iar în poliamorie există conceptul ăsta de compersie, care înseamnă să te bucuri de bucuria partenerului tău, de să te bucuri de iubirea pe care o simte pentru altcineva. Wow. Știi? Să ai o bucurie sinceră că-l vezi cât de fericit e, frate, că e îndrăgostit și se vede că plutește pe norișor de fericire, știi? Și să te bucuri pentru că-l iubești atât de mult pe omul ăla încât îți ții la... cum să zic, la dezvoltarea lui personală și experiența asta face parte din dezvoltarea lui personală, adică atât de mult lași de la tine, e vorba despre altruism. Mm-hmm. Încerci să practici altruism într-o formă aproape imposibilă pentru omenire, dar nu chiar imposibilă, că se poate, adică există această comunitate poliamoroasă în București în care ne întâlnim, facem exchange de experiențe și păreri. Fluide. Și sunt, da, sunt, da. Până la urmă, frate, ce contează mai mult, confortul sau să arăți bine? Să arăți bine, evident. Evident. Adică, frate, asta că se ia o bluză pe tine că ți-e frig, asta nu e nimic. E că am văzut ce tocuri purtați voi. Gen, e clar că confortul nu înseamnă nimic pentru voi. E clar că e ultima chestie la care vă gândiți când plecați de acasă. Adică,
vă puneți, gen, vă băgați degetele într-o chestie care vă arde degetele și ca să aveți unghii colorate și lungi, vă puneți chestii, gen, în ochi, picioare de ăsta, de paianjen, ca să... Adică, nu știu, vă... Nu tu neapărat, dar gagicile își bagă chestii în buze, în țâțe, în cap, în, peste tot. E clar că confortul pentru voi este ultima chestie. Știi că de... sunt unele chestii pe care le facem care par inconfortabile, dar sunt foarte confortabile. Dă-mi exemplu. Chestiile de pe anjen de care sunt foarte confortabile pentru noi dimineața, că nu mai pierdem atât de mult timp să ne băgăm rimelul în ochi. A, deci practic cumva renunțați temporar la confort pentru mai mult confort pe viitor într-o activitate care oricum e absolut opțională. Comfortception. Da. Armin Van Buuren, colegul tot de la Virgin? Da, da, da. Nu știai asta? Nu. Emisiunea lui este Eat of Chance, intră de la 9 la 11 vinere. Ah. Și noi suntem până joi că se intre Armin. Îi faceți deschiderea? Cu o zi înainte îi fac deschiderea, dar dacă vrei ce îi fac deschiderea și atunci, da. Da. Cu asta ce mai fac? Petreceri, firmă de comunicare. Nu m-am ținut de drept așa cum ai făcut tu, că noi am fost colegi pe da, drept. Eu am fost mai fraier, asta e. Nu, cred că tu ai fost mai inteligent. Uite, m-am uitat acum că s-a schimbat asta cu admiterea și că a devenit mai lejeră. Da. Și știi că am fost pramatie în facultate, așa că mă gândesc acum am șanse pe noua grilă de la barou. Yes, but why? Era cunoscut pe Vlad Soare prin tata pentru că el taică sub prieten cu tata, dar nu știu, dar mi-a povestit toate chestiile astea. Nu știu dacă poate să povesti când a pus lumânarea aia la morți. Nu, care-i fază cu lumânarea? Nu știi? Facem o parateză și cu Vlad Soare, când l-a dus pe Vali Badea la Arab, el are o frică foarte mare de avion. Aha. Și s-a dus la biserică cu o zi înainte să plece în Emirate sau unde l-a dus, în Dubai, mă rog, și s-a dus acolo și s-a rugat. Mm-hmm. Și s-a vrut să pună o lumânare la vii pentru el și a pus-o la morți. Și a plecat plângând de acolo. Înțelegi? Hai că și-a dat seama, practic. A pus lumânare la morți, era sigur că o să cadă cu avionul. Ah, serios? Da, 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 da. Nu pot să cred. Pentru că are foarte mare frică de avion, știi? I think it's, Romania also has a difficult relationship with success because a lot of successful people in Romania genuinely stole it, right? Yeah, yeah. It was just like closest to the throne after Ceausescu was gone, you get it. And I see a lot of kids in cars that they can't afford, yeah, right? Obviously. So I'm like, okay, mommy and daddy got it. But why would mommy and daddy give that car to their son or their daughter? Because they probably didn't work for that money themselves, right? Yeah, but when you get rich like that and you have the money, but you obviously don't have the qualities necessary to achieve that kind of wealth in a free economy, in a legal framework. So if you are in that situation, you don't really know how to manage it. You feel like your kid deserves everything because... Well, it's your kid. Exactly. So, yeah, but I think this kind of wealth won't last for than a generation. It doesn't, that type of wealth, the kids will squander it. Yeah. The parents will die, the kids will have it, won't know what to do with it, they'll squander it and... Yeah. Cum e să vezi tatuajele tale pe oameni? Șmec! Asta e motivul pentru care iubesc meseria asta foarte mult. Gândește-te că ești ca un artist care în loc să picteze pe pânză, pictează pe oameni. Gândește-te că pânza ta e vie. Gândește-te că omul are munca ta pe pielea lui pentru toată viața. Sau, mă rog, până decide să și-l scoată cu laser sau să-și-l acopere cu alt tatuaj. Gen, te-a ales pe tine. E o onoare. Îmi respect clienții atât de mult și mă compor cu ei cât de frumos posibil pot, pentru că e o onoare pentru mine să știu că clientul meu, dintre toți tatuatorii, m-a ales pe mine să-l marchez pe viață. Pentru mine chestia asta e o onoare. E cea mai mare satisfacție pe care pot să o am. Eu cred că în momentul în care o să faci 10 lei din podcastul ăsta, banii aia o să fie de ceva, suflet, știi? Adică, uite, și noi avem salarii cu care, nu știu, alți colegi de la muncă și întrețin familii sau chestii. Și, mă rog, avem banii ăștia din start pe stânga.
Dar când mergem cu trupa și mai luăm, nu știu, 200 ron, 100 de euro de om, chestii, bă, banii aia sunt, da, într-un fel, știi? Știu. Și asta, adică e o mulțumire mișto. Da, și la mine, să vină și la tine, Doamne ajută. Nu, la mine, dar nu, că nu e faza de bani, e faza că, bă, îmi scrie lumea și zice, bă, frate, am ascultat podcastul tale până la capăt, super tare, nu știam, adică, cumva nu m-am gândit niciodată la chestiile alea sau nu m-am gândit niciodată la așa, la chestiile alea. Și frate, asta, pentru asta îl fac până la urmă. Nu știu, asta cu life coach, când întreabă lumea că ești life coach, e aproape, nu știu, în termen peiorativ, mi se pare că, mă rog, nu mă refer în cazul tău neapărat, dar mi se pare cumva că îți trebuie o anumită aroganță în tine sau ceva să te numești tu de la sine life coach, la modul că, bă, deci eu am ajuns într-un punct al vieții mele când știu atât de multe despre viață încât o să învăț pe alții, știi, că eu am rezolvat viața mea pentru mine, mi se pare că nu mai am ce să fac, hai să învăț și pe alții să-i scot la lumină. Nu prea, da, asta este foarte fin și atunci te-ai putea alege cu mulți oameni care pur și simplu să-ți pună o etichetă și să zică, oh, come on. Life motivation, da, speaker. Da, lasă pe Alexa cu ei motivation, cum se trezește ea la 6 dimineața în whatever. Sau sunt oameni pe care îi inspiri și pe care poți să-i îndrumi. Cumva dacă nu ar exista cerere pentru bărbații ăia, nu ar exista nicio ofertă, știi? Adică... Asta cred că sunt de acord. Și acum nu știu, n-am avut încă probleme, eu umblu cu glezna goală, recunosc că am șosețele de alea mici pe sub, dar nu se văd. Nu s-a dat încă nimeni de mine, deci cred că suntem oarecum tolerați ăștia cu glezdele goale. Nu, boy, nu ești. Și practic trebuie să trăiești stilul ăla de adică viață, nu doar să cânti. Nu poți să cânti de bacuțit în tine dacă n-ai un junghier în viața ta, n-ai un dosar cu asta. Ai înțeles? Eu așa vorbesc pentru că eu am dosare penale și prietenii mei toți au dosare penale, înțeles? Okay. Majoritatea. Adică am și prieteni care n-au, am și prieteni care sunt avocați, care sunt magistrați sau... Da, mulți din prietenii mei au dosare penale pentru că am trăit și în ferentari, am trăit și în drumul taberei, și în militari. Și așa am trăit. Gen, tata s-a despărțit de mama, am plecat. Și așa am trăit. Mama s-a dus brusc la muncă și m-am descurcat, frate, înțeles? Am înțeles. M-am lăsat de școală de astea. Te-ai lăsat de școală? Da, frate. Când? Eu nu mai știu, frate, la 12-13. Serios? Da, frate, la 12-13. Nu făceam bani, dar deja mă gândeam la alte chestii. Adică nu mai eram atent la materia de la școală și nu că nu am note bune, dar plecam. E terapie 100%. Mm-hmm. Anul trecut am făcut 19 ore, anul ăsta am făcut 22 de ore. Ești alt om după ce faci 22 de ore în natură, fără tehnologie, fără nimic, tu cu tine, devii mult mai conștient de corpul tău, devii mult mai conștient de ce simți în anumite momente. Bine, la mine a început stupid, a început foarte stupid, a început acum 8 ani, 10 ani, nu mai știu, când o prietenă m-a chemat la un revelion, a fost foarte din scurt, am plecat, a doua zi toată lumea era praf și eu trebuia să fiu în București pe data din 1 ianuarie. Și a trebuit să merg vreo 40 de kilometri pe jos până la gara, am plecat la 10 dimineața de acolo și am ajuns în gară pe la 8 sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Am mers vreo 40 de kilometri, 30 ceva, 38-39 de kilometri. N-am auzit niciodată. Am făcut autostop, am încercat, dar n-a funcționat. Și atunci, ca în Joker, știi, am încercat să fiu un om bun, dar n-a funcționat și atunci am devenit Joker. Și n-a funcționat și am mers pe jos. Deci e prima oară în viața aia când aud pe cineva, bă, trebuia să ajung undeva la gară și am mers 40 de kilometri pe jos când am găsit ocazia. Da, și aveam și o geantă la mine, eram, deci, probabil aia, nici nu mă la lumea care arăta ca și cum aveam o mitralieră sau ceva în geantă. Știi ce a zis Ana Lumanele când a zidit-o? Ce? Bă, Manole, eu vorbesc cu pereții. Da. Și i-a zis Manole Anei, că, dar nu facem și noi un glory hall? Uite, stai. Uite, asta nu este un... specific român, da, glory exact, hall. E un banc destul de futurist, așa. Eu fiind tobar, am cele mai multe scule decorate. Scule. Deci... Nu ți se pare tare chestia asta că... sculă. Uh-huh. Când zici sculă, te gândești imediat la chestia aia, gen la, cum să zic, argou, care, uh-huh, cum să zic, denumește falusul. No. În loc să... Nu, no, ai pentru bătrâni.
Da? Să fim serios, scumă. Cine vrea cum ai ce scumă? Aia zic. Dar nu, dar prima dată când auzi, eu cel puțin, prima dată când am auzit sculă, am auzit-o cu sensul ăla. Și după aia când am aflat că sculă e de fapt unealtă, da, eram gen, du-te bă, că n-are cum. Și de la început, de mic, am aflat că scula e unealtă, știi? Dar doar la bunică mea auzeam sculă fix în sensul cu alte conotații. Da. Și mi se părea amuzant, știi? Dar da, nu ce dracu mă ce sculă acum, știi? Da, nu mai zice nimeni, dar cumva, na, nu știu, eu prima oară am auzit de chestia asta și... De fiecare dată când zicea aduci tu sacul de scule, îți dai seama că râdeam. Acum o să am o imagine foarte greșită de fiecare dată când pomenește cineva de strâns scule sau voi, cărat scule. Și când te gândești că eu am și mai multe. Băi, da, e cele mai multe. Da, și voi umblați toată ziua cu scule. Exact. La fel cum un sportiv care face box, MMA, whatever, se bate toată ziua în sală, și nu mai simte absolut nevoia să dea o palmă cuiva pe stradă sau inclusiv dacă e deranjat de cineva foarte rău, alege să post, nu mă bag, man. La fel și asta mi se pare super tare. Că mai e și chestia legală la sportivii profesioniști, because dacă te bați, nu. Your hands are registered as legal weapons, știi? Chiar nu, e un mit urban, chestia aia n-a existat niciodată. Eram sigur de chestia asta. Erai sigur, da. Și ai zis, mai zic un prieten care face Aikido, am scapat acum tot un stil ăsta de luptă asiatic. Karate. Și mi-a zis că dacă ar fi să judo, lovească pe cineva pe stradă, ar merge direct la pârnaie și ar fi descalificat din toate competițiile în care concurează. Nu este deloc adevărat. E un mit urban, nu are nicio legătură. Îți mulțumim că ai rămuit acest mit urban. Da, și îți mai zic unul. Dunga roșie pe buletin. A, și ăsta e tot un mit? N-a existat niciodată mit urban. Într-un cult, să luăm, de exemplu, martorii lui Jehova, whatever. Poate că nu e fair să le despre zic cult. Nu știu. Cred că am vecini martorii lui Jehova. Și da, ăștia de bat la ușe. Nu bat la noi în bloc. Da, ok. Interesant. Da. Nu știu nimic despre ei. Fii atent. Cum funcționează chestia asta cu bătutul la ușă? Deci ei sunt trimiși să bată la ușă, nu în speranța că ar câștiga ei adepți făcând chestia asta, ci conducerea sau, mă rog, grupul îi trimite să ia contact cu lumea cealaltă, cumva să se lovească de refuzul ăla brutal, gen să le trântească lumea ușa în față, să-i înjure, să-i alunge, să așa, ca să vadă cât de rea e lumea din afară și că singura salvare și singurii oameni care te înțeleg și țin la tine cu adevărat sunt aia din cult, din cultul tău, din grupul tău. Este genial, actually. Asta zic. Și gen, practic așa te fidelizează forever, gen, ei sunt singura ta familie, familia ta nu te mai înțelege, zice, bă, că de tu ce te duci acolo, ți interzic, nu știu ce. Eficient. De exemplu, nu știu, părinții mei, când m-au auzit prima dată că fac voluntariat, m-au întrebat și, păi, și ce ți-e din lucrul ăsta? Că așa era mentalitatea, dar după ani de zile în care am făcut voluntariat, deja începuseră să fie foarte interesați, ce mai putem să donăm, cum mai putem să ajutăm, uite, mamaia are, te poate ajuta așa, hai să ne mobilizăm. Și cred că cumva, da, noi trăim un pic mai bine în bula noastră, dar ce observ eu este că oamenii care încep să trăiască foarte bine și normal se întâmplă așa, după ce ți-ai atins tu baza ta de nevoi, începi să te gândești și la alții. Și eu cred că oamenii ăștia care acum o duc bine, s-ar putea să nu mai iasă într-adevăr pentru ei la vot că ceva e presant pentru ei, dar s-ar putea să îi mobilizeze faptul că alții o duc rău și că în sfârșit pentru prima dată începe să ne pese mai mult poate și de ăla de lângă noi. Da, pentru că toată lumea dă în noi și încerci să contracare și să explici că nu e așa cum vin unii și anunță și arată, că avem noi nu știu ce salarii, că avem nu știu ce pensii. Aici mi se pare, scuzați-mă că vă întrerup, aici mi se pare o poziție foarte ingrată, pentru că, pe de-o parte, toată lumea dă în voi, pe toate părțile, libertate de exprimare, pensii, salarii, că sunteți corupți, că nu știu ce. Pe de altă parte, dacă începe să faceți gură, să începe combateți argumentele în social media, păi nu, că sunteți judecători, nu aveți voie să comentați. Da, așa este.